În primele 5 luni ale anului curent, exporturile de mărfuri din Republica Moldova au scăzut cu aproximativ 14%, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, cu aproape 50% s-au diminuat exporturile de încălțăminte, iar cele de îmbrăcăminte și accesorii au scăzut cu peste 10%. În această perioadă am exportat cu aproape o treime mai puțină hrană pentru animale și cu 50% mai puține uleiuri, comparativ cu primele 5 luni ale anului trecut. Cea mai mare parte a produselor vândute peste hotare a ajuns în România, peste 30% din totalul exporturilor. Urmează Ucraina, unde am exportat peste 8% din total, iar în topul destinațiilor se mai regăsesc Italia, Turcia, Germania, Cehia, Polonia, Federația Rusă și altele. Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 715,1 milioane de dolari, fiind în scădere cu 2,8% față de perioada similară a anului 2023. Datele BNS arată însă că s-au majorat exporturile de animale vii cu aproape 41%. Am vândut peste hotare cu aproape un sfert mai multe produse medicinale, dar și produse horticole. Potrivit BNS, cele mai multe mărfuri pleacă la export cu mijloace de transport rutier, aproximativ 80% din total, după care urmează transportul maritim, cu o pondere de 17%, transportul feroviar, cel aerian și expedierele poștale.